Ce se va întâmpla în noul episod din Legacy? Va reuși Seher să o facă pe Yaman să se ierte? Va afla Yaman ce a făcut Canaan? Va realiza Ali că Duigu minte? Toate acestea și multe altele în videoclipul nostru. Înainte de a trece la videoclipul nostru, dacă doriți ca Yaman să-l concedieze pe Canaan din Conac, nu uitați să distribuiți videoclipul nostru. Yaman este foarte neliniștit din cauza comportamentului suspect al lui Seher. Aproape că se luptă cu sine pentru a nu gândi rău. Seher, pe de altă parte, spune că Canaan Fikret a sunat exact când era pe cale să părăsească Conacul. Apoi îl sună imediat pe Fikret și îl întreabă despre evenimente. În timp ce Seher explică situația în timp ce vorbește cu Fikret la telefon, Canaan ia portofelul lui Seher din geanta lui Seher. Seher iese imediat din casă și se duce la casa în care sunt cazați să-l vadă pe Melek. Exact când Seher a părăsit casa, Canaan îl sună pe Yaman și îi spune că Seher a plecat de acasă și și-a lăsat portofelul acasă. Yaman devine suspicios cu privire la ceea ce vrea să facă Seher după ce a spus Canaan. Canaan, pe de altă parte, este foarte fericit că îi va supăra pe Yaman și pe Seher. Între timp, Zuhal vine cu telefonul lui Canaan în mână și spune că a aflat ce face Canaan acum. Canaan, în schimb, nu știe ce să facă în fața lui Zuhal. Zuhal spune că jocul s-a terminat. Între timp, Yaman s-a întors la Conac și l-a prins pe Seher părăsind casa. Când te vede urcând în taxi, începe imediat să te urmărească. Duigu și Ali au închis cazul după operație. Ali vrea acum să se întâlnească cu Duigu pentru a-i spune ce simte. Tocmai atunci intră cineva. Când Duigu îl prezintă pe această persoană ca fiind iubitul ei Volcan, Ali nu știe ce să facă. Yaman îl urmărește pe Seher pentru a-și îndepărta îndoielile. Se duce la casa lui Fikret și bate la iuză, iar când doi vede pe Seher și pe Fikret în fața lui, îi nebuneste de furie. Cu toate acestea, o părăsește pe Seher fără să spună nimic. Deși Seher merge după ea, nu-l poate ajunge din urmă pe Yaman. Zuhal a aflat toate planurile lui Canaan și amenință că îi va spune lui Canaan această situație tuturor. Pentru a-l ține pe Duigu Ali departe de ea, ea l-a prezentat pe Volcan drept iubitul ei. Cu toate acestea, Volcan nu este conștient de această situație. Ali comisarul a fost aproape devastat de ceea ce a auzit. Deși Seher Fikret încearcă să ajungă la Yaman cu fratele ei, Yaman nu ridică telefonul. Canaan, pe de altă parte, se gândește ce să facă după ce a făcut Zuhal. Când merge la Zuhal, ușa este deschisă și aude că Zuhal vrea să preia Yaman. Când Canaan aude asta, îi spune lui Zuhal că trebuie să lucrăm împreună pentru că inamicul nostru comun este Seher. Apoi îi oferă lui Zuhal să acționeze împreună cu privire la planurile sale. În timp ce Seher este îngrijorată de Melek, ea este, de asemenea, îngrijorată de faptul că Yaman nu îi răspunde la telefoane. Ea povestește ce s-a întâmplat când a ieșit cu Duigu Volcan. Îl roagă pe Volcan să-l ajute. Volcan înțelege acum ce vrea Duigu să facă și îl prețuiește cu adevărat pe Ali. Ali este foarte supărat din cauza lui Volcan. Cu toate acestea, cel mai mare lucru care i-a rămas în minte este absența lui Duigu a lui Volcan în toate acele vremuri tulburi. Duigu, pe de altă parte, încearcă să treacă întrebările în mintea lui Ali spunând că am petrecut aceste timpuri trimițând mesaje la telefon. Ali, pe de altă parte, este suspicios cu privire la unele evenimente și îi pune câteva întrebări lui Duigu. Scopul ei este dacă această relație de dragoste este adevărată sau nu. Cu toate acestea, nu-i plac răspunsurile pe care le primește. După răspunsurile lui Volcan, Ali îi părăsește. După aceea, Duigu se înfurie foarte tare pe Volcan pentru că a exagerat. După ce Seher se întoarce la Conac, ea îl întreabă pe Changer despre Yaman. Cu toate acestea, nici Changer nu a putut ajunge la Yaman. Seher este foarte trist. Nu se iartă niciodată pentru ceea ce s-a întâmplat. Changer, în schimb, vorbește de câteva zile despre suspiciunile lui Yaman. Între timp, Canaan vede starea tristă a lui Seher și este încântat. Sună pentru a-i arăta situația lui Zuhal. Apoi se duce la Seher și îl întreabă ce s-a întâmplat cu Seher și îl mângâie. Scopul lui este să-i arate lui Zuhal că tot ceea ce fac ei este o minciună. Pe măsură ce Yaman se gândește la ceea ce s-a întâmplat, suspiciunile lui cresc.
Cu toate acestea, pe de altă parte, nu știe ce să facă când se gândește la ceea ce a spus Seher. Nu poate avea sens că se ascunde de sine, că se duce în special la Fikret. Nu vrea să răspundă la apelurile lui Seher pentru că nu-l poate informa. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru prietenilor DVS, astfel încât aceștia să poată urmări ce se întâmplă în seria noastră. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!